numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Judecă-mă, Dumnezeule, și apără-mi cauza în fața unui popor lipsit de credință. Scapă-mă de omul perfid și trădător, pentru că Tu ești Dumnezeul meu și locul meu de refugiu. Lăudați să fie Iisus Hristos! E duminică, e ziua Domnului, e duminică de postul mare, e timp de convertire, e timp de apropiere de Iisus. Tocmai de aceea, iată, așa se explică prezența noastră azi, aici în biserică, unde am venit cu siguranță cu multe rugăciuni, cu multe dorințe, dar probabil și cu multe angajamente de a fi mai buni, mai atenți cu Dumnezeu, mai atenți cu credința noastră, mai atenți cu cei din jurul nostru. Așadar, începutul liturgiei, pe lângă bucuria care ne-o aduce de a fi împreună, ne pune și întrebări. Tocmai de aceea, probabil, dacă aruncăm o privire în interiorul sufletului nostru, vom vedea acolo lucruri care nu ne plac nici nouă, nici lui Dumnezeu. Ei bine, tocmai pe acestea le regretăm sincer și cerem din toată inima iertare. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. De Tine să trăim și noi în dragostea care L-a făcut pe Fiul Tău, să-și dea viața din iubire pentru lume. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine și cu Duhul Sfânt, viețuiește și domnește în toți vecii vecilor.
Citire din cartea profetului Ezechiel. În zilele acelea, Domnul Dumnezeu a zis: Iată, eu voi deschide mormintele voastre, vă voi face să ieșiți din mormintele voastre, poporul meu, și vă voi face să veniți în pământul lui Israel. Veți cunoaște că eu sunt Domnul când voi deschide mormintele voastre și vă voi face să ieșiți din mormintele voastre, poporul meu. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Vă voi face să vă odihniți în pământul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul, am vorbit și am făcut. Oracolul Domnului. Cuvântul Domnului. La Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Dintr-o adâncuri strig către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu, pleacă-ți urechea ta la glasul rugăciunii mele. La Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? La Tine însă este iertare și ne temem de Tine. La Domnul este Domnul, sufletul meu speră în cuvântul Său, sufletul meu îl așteaptă pe Domnul, mai mult decât așteaptă străjerii virea zorilor. La Domnul este îndurare. Nădăjduiască Israel în Domnul, căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. El îl va mântui pe Israel de toate fără de legile sale. Duhul Celui care L-a înviat pe Iisus Hristos din morți, locuiește în voi. Lectură din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, cei care sunt în trup nu pot să-i placă lui Dumnezeu, însă voi nu sunteți în trup, ci în Duh, din moment ce Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Iar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acesta nu este a Lui. Dar dacă Hristos este în voi, deși trupul este muritor din cauza păcatului, Duhul este viață datorită dreptății. Dacă Duhul Celui care L-a înviat pe Iisus Hristos din morți locuiește în voi, Cel care L-a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare prin Duhul Lui, care locuiește în voi. Cuvântul Domnului.
și viața, spune Domnul, cine crede în mine nu va muri în veci. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp era bolnav un oarecare Lazar din Betania, din satul Mariei și al Martei, sora ei. Maria era aceea care lunsese pe Domnul cu mireasmă și uscase picioarele ei cu părul ei. Fratele ei, Lazar, era bolnav. Așadar, surorile au trimis să îi se spună: Doamne, iată cel care ți-e prieten este bolnav. Auzind, Iisus a zis: această boală nu este spre moarte, ci spre gloria lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie glorificat prin ea. Deși Iisus îi iubea pe Marta, pe sora ei și pe Lazar, când a auzit că este bolnav, a mai rămas două zile în locul în care era. Abia după aceea le-a spus discipolilor: să mergem din nou în Iudeea. Discipolii i-au spus: Rabi, acum căutau iudeii să te bată cu pietre și tu iarăși mergi acolo? Iisus a răspuns: oare nu sunt 12 ore într-o zi? Dacă cineva umblă în timpul zilei, nu se poticnește, pentru că vede lumina acestei lumi. Însă dacă cineva umblă în timpul nopții, se poticnește, pentru că lumina nu este în el. După ce a spus acestea, a adăugat: Lazar, prietenul nostru, a adormit, dar mă duc să-l trezesc. Atunci discipolii i-au zis: Doamne, dacă doarme, va fi salvat. De fapt, Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre somnul obișnuit. Așadar, Iisus le-a spus deschis: Lazar a murit și mă bucur pentru voi că nu eram acolo, pentru ca voi să credeți, dar să mergem la el. Atunci Toma, cel numit geamănul, a spus celorlalți discipoli: să mergem și noi ca să murim cu el. Când a venit Iisus, a aflat că era deja de 4 zile în mormânt. Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii. Și mulți iudei veniseră la Marta și Maria să le consoleze pentru fratele lor. Când a auzit că a venit Iisus, Marta a ieșit în întâmpinare. Maria însă stătea în casă. Așadar, Marta i-a spus lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. Însă și acum știu că tot ce vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Iisus i-a spus: fratele tău va învia. Marta i-a zis: știu că va învia la înviere, în ziua de pe urmă. Iisus i-a spus: eu sunt învierea și viața. Cel care crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veci. Crezi tu aceasta? Ea răspunzând a zis: da, Doamne, eu am crezut că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel care vine în lume. După ce a spus ea aceasta, s-a dus și a chemat-o pe sora ei Maria, spunându-i în taină: Învățătorul este aici și te cheamă. Când a auzit, Maria s-a ridicat repede și a venit la el. Încă nu ajunsese Iisus în sat,
și se afla tot în locul unde îl întâmpinase Marta. Atunci iudeii, care erau cu ea în casă și o consolau, văzând-o pe Maria că s-a ridicat în grabă și a ieșit, au venit după ea crezând că merge la mormânt ca să plângă acolo. Când a ajuns Maria unde era Iisus, văzându-l, a căzut la picioarele lui, spunându-i: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. Iar Iisus, când a văzut-o că plânge și că plâng și iudeii care au venit cu ea, s-a înfiorat în spirit și s-a tulburat. Și a zis: Unde l-ați pus? I-au răspuns: Doamne, vino și vezi. Și Iisus a lăcrimat. Atunci iudeii au început să spună: Iată cât de mult îl iubea. Dar unii dintre ei au zis: Nu a putut el, care a deschis ochii orbului, să facă în așa fel ca acesta să nu moară? Iisus s-a înfiorat din nou și a mers la mormânt. Era o grotă, iar la intrare era pusă o piatră. Iisus a zis: Ridicați piatra! Marta, sora celui mort, i-a zis: Doamne, miroase de acum că ce de 4 zile. Iisus i-a spus: Nu ți-am zis că dacă vei crede, vei vedea gloria lui Dumnezeu? Au ridicat deci piatra. Atunci și-a ridicat ochii și a spus: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Eu știam că mă asculți întotdeauna, însă am spus-o pentru mulțimea ce mă înconjoară, ca să creadă că Tu m-ai trimis. Spunând acestea, a strigat cu glas puternic: Lazar, vino afară! A ieșit mortul legat la picioare și la mâini cu fâșii de pânză, iar fața lui era înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis: Dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți dintre iudeii care veniseră la Maria și văzuseră ceea ce făcuse el, au crezut în el. Cuvântul Domnului. Precucernici părinți în altar, dragi seminariști, iubiți credincioși, dacă un pelerin ajunge la Ierusalim, va întâlni acolo 3 morminte goale. E vorba de mormântul lui Iisus, mormântul gloriei prin excelență, mormântul Maicii Domnului din Valea Cedronului și mormântul lui Lazar. Iarăși un loc unde s-a arătat gloria. Betania, sigur, este tot în preajma Ierusalimului. Se află pe partea de răsărit a muntelui Măslinilor, iar Ierusalimul în partea de apus. Dacă se merge pe jos, în jumătate de oră, 3/4 de oră se ajunge. Betania, sigur că este la marginea pustiului și e foarte interesant. Betania, dacă te uiți într-o parte, vezi pustiu. Dacă vii puțin mai sus și te uiți dincoace, vei vedea verdeață. E interesant că atât Ierusalimul cât și Betania se află la întâlnirea dintre viață și moarte. Tocmai de aceea și mormântul lui Lazar este parcă un fel de graniță între viață și moarte. Mormântul lui Iisus este o graniță între viață și moarte, între pustiu și verde. Betania, în câteva cuvinte, sigur, astăzi poate fi văzută și poate fi întâlnit chiar mormântul lui Lazar, de unde el a ieșit viu. Are o istorie destul de zbuciumată, pentru că în decursul istoriei, ca toate locurile sfinte, au fost când în mâinile bizantinilor, când în mâinile arabilor, apoi au mai venit cruciații și au mai salvat câte ceva, apoi au venit din nou creștinii, călugării și au construit. Deci este un fel de suprapunere permanentă de culturi și civilizații în timp. Sigur că inițial, acolo, la mormântul lui Lazar, s-a păstrat o mică bisericuță. Se mai pot vedea niște ruine mici. Dar, la un moment dat, au venit în acele locuri musulmanii,
au ocupat tocmai biserica aceea și au închis cu pietre toată intrarea, iar deasupra au construit o moschee. Deasupra mormântului Lazar este un minareț de toată frumusețea. Însă, deoarece ei știau că vin creștini acolo, au lăsat totuși lateral o intrare la mormântul lui Lazar. De ce? Pentru că atunci când veneau creștinii, pentru ca să aibă acces la locurile sfinte, plăteau. Și atunci și mormântul lui Lazar, ca și astăzi de fapt, se plătește pentru a intra în el. Musulmanii câștigă pe seama aceasta. Însă, eu mă bucur că au construit deasupra, dar au lăsat mormântul încât se poate vedea și astăzi. Când a venit mai târziu, cam la începutul secolului 20, în Țara Sfântă s-au construit multe biserici care nu, în locurile unde nu erau și cu arhitectură specială fiecare. Aici a venit un arhitect, Barluzzi, care a construit o biserică foarte interesantă. Este sub formă de cruce, are patru laterale, dar nu are geamuri. Are foarte multe mozaicuri frumoase, dar nu are geamuri. De ce? Pentru că Barluzzi a vrut ca să vorbească despre mormântul lui Lazar, de unde, de sus, de la Dumnezeu, vine lumina, lumina învierii. Și atunci, în biserică, ca și cum ar fi aici la noi cerculețul de sus, este un geam prin care pătrunde lumina destul de difuză și obscură. Dar, iată că și astăzi, aș putea spune mai departe, Betania vorbește despre minunea de învierii lui Lazar. Acum să amplasăm puțin această minune în Postul Mare. Dacă ați observat, Postul Mare, suntem la 5-a duminică, în fiecare duminică vine cu ceva concret. Adică, nu este ceva generic. Știți, Iisus a fost, a făcut și nu știu ce. În fiecare dată, dacă ați observat, în fiecare duminică este un loc concret, cu nume. Muntele Ispitirilor, apoi Taborul, apoi Femeia Samariteancă, apoi Scăldătoarea Betesda, care la Ierusalim, și iată Betania. De fiecare dată locuri concrete. De ce spun lucrul acesta? Pentru că atunci când vorbim de activitatea lui Iisus, nu este un mit, nu este o istorie vagă, așa un fel de Dumnezeu undeva departe. Este un Dumnezeu care lucrează concret, pe locuri concrete, cu persoane concrete, minuni concrete. Iată de ce și astăzi nu vorbim despre o poveste, ci vorbim despre un fapt concret pe care l-a săvârșit Iisus Hristos. Mai departe, vorbim de o casă de prieteni. Iarăși, vedeți, Iisus Hristos intră în trăirea omului din toate punctele de vedere. Mai întâi, prieteni. Un om fără prieteni se spune că nu e un om normal. Iată că Iisus Hristos are prieteni. Îi are pe apostoli, are pe toți cei care sunt în jurul său, dar într-un mod deosebit, iată, casa aceasta de prieteni de la Betania, unde, să vedeți de ce la Betania, unde el, venind totdeauna din pustiu, de la Ierihon, pe jos, prin pustiu, prin căldură, pe piatră, înainte de a intra în Ierusalim, se oprea puțin, un popas, se odihnea, se spăla probabil, se întărea și apoi pleca mai departe la Ierusalim, care nu era departe. Și iată aici trei prieteni, Lazar, Marta și Maria. Și încă ceva foarte interesant, Iisus lăcrimează. Iisus plânge. Observați dumneavoastră ce vorbesc lacrimile. E vorba de sensibilitatea cuiva. Oamenii care nu plâng, se spune că nu au sentimente, nu? Ori iată-L pe Iisus plânge, lăcrimează. A mai plâns el odată deasupra Ierusalimului când știa că se va întâmpla nenorocirea cu distrugerea Ierusalimului. Iată-L acum plânge pierderea, sau poate nu pierderea, ci despărțirea de un prieten. Durerea unei familii. Tocmai de aceea eu cred că lacrimile își au locul lor. Lacrimile, se spune că curăță ochii, dar cineva spunea, lacrimile curăță sufletul. Și un om care plânge, cu siguranță este sensibil. Am întâlnit toată un preot care interzicea să se plângă la mormântare. Poate teatru, dar lacrimile au locul lor, rolul lor. Hristos plânge la moartea lui Lazar. Și iată, pe scurt, sigur, această, dacă vreți, regie a minunii, că de fapt dacă s-ar face un film are și foarte interesant. Ce caractere diferite întâlnim aici. Marta,
mereu, știu, e entuziastă, aleargă, vorbește, caută, întreabă, întâmpină, merge peste tot. Și data aceasta, Marta, când aude că vine Iisus, fuge. Unde? Chiar se spune că la intrarea în Betanie, la marginea satului, fuge. Nu, parcă nu mai avea răbdare să-L vadă pe Domnul, să-I spună ce a pățit, să-I spună ce s-a întâmplat în casa ei și poate să-I și reproșeze. Ei, dacă era aici, nu murea. De ce? Pentru că știa că Iisus a făcut minuni de vindecare. Nu auzise încă de minuni de înviere, probabil. Și Marta vorbește cu Iisus. Dacă era aici. Și Iisus o lămurește. Lazar, învie, fii fără grijă. Marta, iarăși o vedem foarte, cum să zic eu, foarte bine pregătită. Știa de învierea din ziua de pe urmă și spune, da, știu, atunci când vor învia toți la urmă, cum ne vorbea nouă profetul Ezechiel, atunci, da, va învia. Ea nu credea, de fapt, în minunea lui Iisus care avea să vină, nici nu avea de unde. Maria lipsește la întâlnire, iarăși nu-i prezentă, stă acasă și plânge. Ba chiar are și iudeii care o îmbărbătează, care o mângâie. Trimite după ea să vină și Maria. Ea vine și în sfârșit are loc, iată, această întâlnire, cum a mai fost odinioară, între Iisus, Marta și Maria. Ne apropiem de mormânt și aici vom vedea niște lucruri foarte interesante. Ajunge aici, sigur, dialogurile care au loc, le-ați auzit și dumneavoastră. Iisus dă trei porunci foarte interesante. Toate trei își au rolul și locul lor. Prima minune, prima poruncă, vorbind cu cei din jur, ridicați piatra. Cineva spunea, dacă Iisus poate să-L învie pe la, nu putea spune să facă un semn, mută-te piatra mai încolo. Ei, uite că nu spune așa, ci spune oamenilor, voi, oamenii, ridicați piatra de la mormânt. Se pare că Dumnezeu nu face singur nimic niciodată. Din ceea ce ar putea să delege, să roage creaturile sale să facă. Și Dumnezeu, cum spunea cineva, are nevoie de oameni. Totdeauna. În a continua opera de mântuire, are nevoie de misionari, de preoți, de oameni care vestesc Evanghelia. Pentru a scrie Biblia a fost nevoie de niște oameni, n-a dat-o așa din cer ca o hârtiuță gata scrisă. Ca să continue opera de înmulțire și perpetuare a vieții, are nevoie de tată și mamă, nu cad copilași din cer, nu? Tocmai de aceea are nevoie de oameni. Dumnezeu nu va înfăptui printr-un miracol ceea ce putem face noi prin ascultare de Dumnezeu. Tocmai de aceea astăzi, în postul mare, ne întrebăm, noi colaborăm cu Dumnezeu. Noi ascultăm ce vrea Dumnezeu de la noi. Să dăm jos o piatră, nu știu care piatră, piatra sărăciei, piatra nenorocirii, piatra păcatului, oricare, nu? Ridicați piatra, îndepărtați piatra. Ascultați glasul postului mare. Avem multe pietre de ridicat, probabil. A doua poruncă pe care Iisus o adresează este către Lazar. Lazare, vino afară! Și mortul iese. Nu cunoaștem detaliile cu privire la ce s-a întâmplat în mormânt 4 zile, nu știm. Știm doar că porunca lui Iisus a fost urmată de o ascultare rapidă, imediată. Lazar reușește să iasă din mormântul întunecat, chiar și cu mâinile și picioarele legate. Chiar și un om putrezind în mormânt mai poate face ceva ca să se ajute pe sine. Cu ajutorul lui Dumnezeu, orice om poate să facă ceea ce trebuie. De multe ori noi spunem, ce mai pot face? Am 80 de ani, sunt bolnav, ce mai pot eu să fac? Iată, minunea de azi ne spune, atunci când Dumnezeu vrea de la tine ceva, chiar și cu mâinile legate, chiar și putre de 4 zile, tot mai poți face ceva. Iar a treia poruncă este aceea, dezlegați-l, tot oamenii, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Deși Lazar a putut ieși din mormânt, iată că acum nu poate să se dezlege singur. Avem nevoie de comunitate, de cei din jur, de cunoștințe, de oamenii care erau prezenți. Dezlegându-l pe Lazar și eliberându-l de fâșiile morții, comunitatea îl acceptă din nou ca pe unul dintre ei. Iată rolul comunității. Iubiți credincioși, am putea vorbi mult despre această minune, sunt multe învățături.
Dar eu cred că e pusă astăzi pentru ca noi să ne întrebăm, nu cumva avem și noi pietre date la o parte? Nu cumva stăm și noi legați cu niște fâșii acolo și dăm în putrefacție, aproape putrefacția sufletului, desigur? Nu cumva stăm și ar trebui să ieșim afară la cuvântul lui Iisus? Nu cumva ar trebui să gândim mai mult la înviere decât la moarte? Nu cumva ar trebui să aducem în fața oamenilor de astăzi o cultură a vieții și nu una a morții? Dacă ne uităm în jurul nostru, de multe ori avem cultura morții. Uitați-vă și dumneavoastră la legile care apar. E permisă eutanasierea din ce în ce mai mult, ba chiar și a copiilor. E la nivel de modă și de lege distrugerea vieții nenăscute. Bătrânii să dispară, parcă deranjează lumea. Uitați-vă și dumneavoastră, legi care apar. Se măresc, se micșorează orice mijloc de trai, poate moare mai repede. Nu cumva credeți că este cultura morții? Ori iată că noi ne apropiem de Paști și creștinul prin excelență este un om care trebuie să cultive viața, viața lui și a altora. Când am început predica, am zis așa, mormântul gloriei, da, e adevărat. Creștinismul este singura religie care face ca mormântul să nu fie ultima distrugere, să nu fie catastrofal, ci să fie loc al gloriei. Mormântul pentru mine și pentru dumneavoastră nu va fi ultimul cuvânt. Ne uităm la Betania. Este cuvântul Domnului cel care vine și spune să se arate gloria lui Dumnezeu. Și prin credința noastră și prin modul de a trăi, noi trebuie să arătăm. Noi credem în gloria mormântului. Noi credem că Dumnezeu ne va învia. Vine Paștele acuși, nu? Vom vorbi de înviere mult și bine. Vom repeta acest cuvânt de multe ori. Întrebarea mea este, credem în înviere? Și în încheiere aș vrea să fac o scurtă aplicație. Dacă ați văzut, Lazar are nume. Nu este înviat un fiul lui nu știu cui, a un mor de la XY. Lazar a fost înviat. Și Lazar, ieșind din mormânt, este același Lazar, nu? De ce am spus acest lucru? Pentru că iarăși noi trăim într-o perioadă în care am văzut și printre tineri și la televizor se vorbește foarte des de reîncarnare. Adică transformarea unei ființe într-o altă ființă mai târziu. Ori iată că atunci când vorbim de o persoană, e aceeași persoană, nu e reîncarnare, ci vorbim despre înviere. Același suflet, aceeași persoană. Vorbim despre activitatea lui Dumnezeu în unicitatea persoanei. Nu se repetă, nu se aduce în altă parte, n-am fost alte ființe, n-am fost alte animale înainte, n-am fost alt regi înainte, este vorba de persoana unică și irepetibilă. Lazar intră în mormânt, după 40 zile este tot Lazar, nu iese altceva, nu iese altcineva. Biserica credincioși, ne apropiem așadar de Paști, dar eu cred că ar trebui să fie un crescendo permanent al credinței noastre în înviere. Și acest citat pe care Iisus îl pune azi în Evanghelie, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, repet, cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Ar trebui să-l scriem pe toate străzile, pe toate frontispiciile bisericilor, în toate sufletele oamenilor. Prin Hristos există cu adevărat înviere. Și numai în Hristos și numai prin credință, omul poate să învie pentru veșnicie. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos. Iar acum ne mărturisim credința noastră. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi,
și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Crede în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Crede într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, acum în timpul postului mare, ascultând chemarea Mântuitorului și urmând îndemnul Sfintei Biserici, să cerem de la Dumnezeu Atotputernicul harurile trebuincioase pentru a începe și a continua cu sârguință lucrarea de reînnoire a vieții noastre. Doamne Părinte Ceresc, care cercetezi adâncul sufletelor noastre, ajută-i pe toți credincioșii Tăi să înțeleagă răutatea păcatului și să se întoarcă la Tine din toată inima. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează inimile noastre ca să vedem și să cinstim în toți oamenii chipul lui Dumnezeu. Te rugăm, ascultă-ne! Întărește în sufletele noastre spiritul de pocăință și rugăciune. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le tuturor creștinilor harul de a asculta și a împlini cu credință cuvântul Tău mântuitor. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută-i pe credincioșii parohiei noastre să urmeze chemarea Ta la o viață de rugăciune și de fapte bune. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le lumina și odihna veșnică tuturor celor răposați. Te rugăm, ascultă-ne! Doamne Iisuse Hristoase, care prin suferințele și moartea Ta ne-a adus mântuirea, ajută-ne să folosim acest timp al postului mare spre a îndepărta din inimile noastre toată amăgirea și răutatea păcatului și astfel să ne putem bucura de viața nouă adusă de Tine și să Te lăudăm împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Ascultă-ne, Dumnezeule Atotputernic, pe noi slujitorii Tăi, pe care ne-ai hrănit cu învățătura credinței creștine și purifică-ne, Te rugăm, prin puterea acestei jertfe, prin Hristos, Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și cu
inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, fiind om adevărat, l-a plâns pe prietenul său Lazar și, fiind din veșnicie, Dumnezeu adevărat, l-a chemat din mormânt la viață. Iar acum, arătându-și mila față de întregul neam omenesc, prin tainele sfinte, ne duce la o viață nouă. Prin el se închină maiestății tale corurile de îngeri, care se bucură de-a pururi de vederea feței tale. Te rugăm, îngăduie să ne unim și noi glasurile noastre cu ale lor, ca toți împreună să-ți cântăm cu bucurie. Adevărat, Sfânte și Doamne, izvorul la toată sfințenia, te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Doamne, oveste și învierea ta, o mărturise. Doamne, moartea ta,
Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francis, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Aduce aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Și acum toți împreună ne rugăm așa cum ne-a învățat Iisus. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă lasă vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre și la credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Oferiți-vă pacea. Agnus Dei, quitolis peccata mundi. Agnus Dei, quitolis peccata mundi. Agnus Dei, quitolis peccata mundi.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la masa Domnului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Te rugăm, Dumnezeule atotputernic, să ne dai harul de a fi pururi, mădulare vii ale Fiului Tău, cu al cărui trup și sânge ne împărtășim, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut, prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngerul lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și ocârmuiește-mă pe mine, care sunt încredințați ție prin mila lui Dumnezeu. Amin. Mulțumesc puțin. Mai întâi, date, sigur, salut în mijlocul nostru pe Părintele Isidor Dâscă, Părintele Decan de Bacău, care pentru câteva zile se află aici la Iași și mă bucur că azi a fost împreună cu noi la Sfânta Liturghie. Și acum câteva anunțuri. La biroul parohial puteți găsi un nou număr al revistei Lumina Creștinului. O revistă pe care vă recomand, pentru că, așa cum spuneam și altă dată, este oglinda vieții bisericii noastre. Și, cu siguranță, veți găsi acolo de multe ori lucruri care, cu siguranță, vă interesează și interesează pe toată lumea. 2. Catedrala din Iași a primit un cadou de mare importanță. Copia Giulgiului lui Iisus, al cărui original, sigur, se află la Torino, în Italia. Această copie a Giulgiului, dar care este de mare valoare, sunt câteva în toată lumea, sunt vreo 8 sau 9 în toată lumea, a fost donat bisericii noastre. Cineva s-a îndrăgostit de catedral din Iași și a zis, din toate acestea, unul trebuie să fie la Iași. Acest Giulgiu, care l-am primit, va fi inaugurat sâmbătă seară, chiar înainte de Săptămâna Mare și, cum spunea Preasfințitul Aurel, este poate cea mai frumoasă pregătire a noastră pentru Săptămâna Mare și Paști. Așadar, sâmbătă seară, la ora 6:30, va fi Sfânta Liturghie, vor fi și episcopii prezenți la liturghie aici în catedrală și după aceea va fi expus în partea stângă aici, Giulgiu, inaugurat și care va rămâne expus pentru un timp aici în catedrală la noi. Va fi prezent și donatorul german care va explica oarecum importanța, dar și ceea ce reprezintă de fapt acest Giulgiu și cât este de prețios. 3. Duminica viitoare este Duminica Floriilor. Fiind celebrată Ziua Tineretului în Iași, aici la noi, programul se modifică puțin, mai ales după amiază, când în loc de două sfinte liturghii va fi doar una.
nici la 4, nici la 6 jumate, ci va fi o liturghie la ora 5. O liturghie pontificală, unde, la care vor participa, sigur, toți tinerii din Iași, sperăm noi. Și un al patrulea punct este un apel. Facem un apel către toți ieșenii, și noi aici, și la Biserica Sfânta Tereza, și la Biserica Sfântul Anton. Pentru data de 17 mai, cu ocazia beatificării preasfințitului Anton Durcovici, vor sosi aici la Iași câteva autocare cu credincioși, desigur, care vor să participe din București sau din Ardeal. Noi până acum avem știință că vor fi cam vreo 8 autocare, s-au anunțat până acum. Dacă cineva are posibilitatea de a găzdui pentru o noapte, mă refer la seara de 16 spre 17 mai, o persoană sau mai multe, ne-am bucura și ca să le fim și gazde, dar și ca să le oferim lor această posibilitate. De aceea, cei care pot, repet, să ne anunțe la biroul parohial. Și vom lua de acolo adresa și telefonul și apoi vom ține legătura pe parcurs cum și cum va decurge această acțiune. Așadar, cine poate să fie o gazdă bună, ne-am bucurat din toată inima. Acestea fiind spuse, vă doresc tuturor o săptămână frumoasă și binecuvântată. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi! Binecuvântează, Doamne, poporul Tău care așteaptă darul îndurării Tale și fă să primească din dărnicia Ta ceea ce dorește inspirat fiind de Tine, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Și binecuvântarea Lui Dumnezeu Tatăl și Fiul și Sfântul Duh să rămână mereu asupra voastră. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim.